Revin ninsorile începând din noaptea de luni spre marți și până miercuri inclusiv în regiunile sudice, sud-estice, în București și la munte. Precipitațiile sub formă de ninsoare vor cădea în cantități masive. Vântul va atinge viteze mai mari, în special în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei sau în Bărăgan și în sudul Banatului, spulberând zăpada. Înainte de ninsoare, noaptea de duminică spre luni va fi ger în întreaga țară. În estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime în jurul valorii de minus 20 de grade Celsius. Valorile termice se vor menține sub limita de îngheți, iar spre sfârșitul săptămânii viitoare va fi ger. În estul Transilvaniei, mercurul din termometre va coborî până la minus 23 de grade Celsius. Între timp, se lucrează la foc continuu la îndepărtarea nămeților pentru a se face loc noului strat de omăt. În capitală au fost strânse deja peste 15.000 de tone de zăpadă. Aproximativ 230 de utilaje lucrează zi și noapte pentru a îndepărta munții de zăpadă de pe marile bulevarde și de pe străzile adiacente. Potrivit estimărilor autorităților, la ultima ninsoare în București au căzut circa 10 milioane de metri cubi de zăpadă.